pe întrebare, deci am zis că sunt două principii fundamentale ăsta al autodeținerii pe care l-am tot răsucit pe toate pețele. Și al doilea ar fi ăsta al homesteading-ului în engleză sau apropierii inițiale. Apropierii originare, inițiale. Uh-huh. E ideea, uite, vezi niște pământ, nu e al nimănui. Cum intrăm în proprietate? Soluția care vine de la loc și pe care o acceptă și Rothbard e că mixându-ți munca. Deci dacă tu ari pământul la hectarul ăla, rămâne al tău. Asta e ideea proprietății originale. Și asta poți, na, o poți aplica și în alte... În ocean poți decupezi o parte și... Nu mai aș duce așa da, repede la ocean, da, Costel, că, că sunt niște nuanțe acolo. Dar pământul ăla, de ce să-ți rămână și pentru următoarea recoltă? Da? Pentru că niște georgiști, iar sărim peste, dar... Puneți da. Și citiți nu, capitolul? Nu neapărat ăsta, georgiștic, ci și la Loki, așa, celebra clauză lochiană. Să-l lași și la alții. Să-l lași și la alții, da. Deci când ei, uite, asta e interpretarea. Aici am, există da. Conflict între libertarieni. Da, de exemplu, da. Simpatizez cu aia, tu simt ai. Că te duci, aia e, iar tău. Sunt oameni care spun, nu, apropierea trebuie să fie convențională, în sensul că, tot așa, la georgism, cumva prejudeci proprietatea să ai... Poți să iei doar 2 hectare, să zicem. Și tu poți să întrebi, dar de ce doar 2 hectare? Chiar nimănui. Asta presupune că ea dețin deja restul, dacă tot faci un împărțire. Aici mi se pare că sunt câteva chestiuțe de zis. Că unul îți trebuie, ai putea să zici că ciclurile de semănat și în fine recoltat sunt legate între ele. Tu nu abandonezi pământul ăla după ce ai recoltat, tu îl îngrijești în continuare. Atâta vreme cât îl îngrijești, e în regulă. Și după aia chestia asta, cât să ia, cât are voie să ia, el poate să ia cât e în stare inițial, da? Vorbim într-o lume din asta Crusoe-iană. El poate să ia cât e în stare să lucreze și să pună rar așa recolta, nu des cultură intensivă. Având relații cu ceilalți, în scurtă vreme o să trebuiască să pună mai mult și nu o să poată și o să vândă sau o să abandoneze o parte. Vreau să zic că lucrurile astea se reglează. De fapt îți dau dreptate. Da, lasă-l să ia 4 hectare dacă nu ia de la dacă nimeni. Nu se, că nu se sature, e ca Ion din da, da, noi Rebran, din, da. Nu, din Rebran, nu știu, cât om în doamne. Da. Ok, de ce e important principiul ăsta? Uite, hai să luăm comunismul, că tot vorbim de comunism. Ce zic comuniști? Pământul e al tuturor. Da. Și noi ne întrebăm, mă, dar de unde e el? De unde până unde? Că ai un conflict între principiul homesteading-ului și soluția comunistă. Libertarii ne-ar spune, păi uite, dacă avem un câmp nelucrat, ăla nu e al nimănui. De unde ai scos cu el meu? Nu, e al lui care se duce acolo, o grevlează, nu știu ce îl face, își face o casă. Păi da, dar comuniștii rezolvau problema asta. Dacă era un pământ nemâncat, așa ziceau, e al tău, marș și muncește la muncă patriotică. E al nostru, de fapt. Da, e al nostru, du-te și muncește. Tu caz din scenariul 3 în scenariul 2. Adică cel în care te deține nomenclatura și... Te trimit la aerisit, la... Nu, dar asta e important, că ne punem întrebarea asta. Dom'le, dar de unde are la proprietate? Și uite, principiul homesteading-ului, încă producția și schimbul vin după. Deci există un punct în care alea nu sunt deținute de cineva. Producție și... De unde e al tău? De unde e a ta fabrica aia? Păi uite, am cumpărat, am făcut, am uite, aici cred că e un punct foarte interesant. Pentru că lumea o să... Mulți pot să zică, mă, dar voi vorbiți așa, din fantezii, din astea, SF, unde-i pământul ăla neatins de nimeni? Cred că aici este, vine. Cred că mai găsești. Stai puțin. Acum, dacă pământul e abandonat de cineva, și aici nu știu eu să zic în câtă vreme se numește că e abandonat, dar un pământ dacă e abandonat de cineva, ăla se întoarce în stare de natură. Nu e al statului sau al unei mafii. Poți să ai și acum. Poți să-ți imaginezi că, nu știu, erupe un vulcan în ocean și apare niște pământ. Al cui e ăla? Uite, de-aia discutăm principiile da, astea. Da, da. E un punct inițial. Nu știi. Ok, noi trăim într-o lume în care sunt alocate drepturile de proprietate. Pe pământuri, pe nu știu ce. Uh-huh.
Uite, la un moment dat, David Friedman zicea, domnule, ce să discutăm atât despre pământ, că reprezintă 3% din venituri, deci dacă nu e chiar așa important. Da, da, da. Dar ideea e că... Da, uite, fie... Plus că pământ înseamnă mai multe, pământ, resurs. Da, dar nici măcar, fie spune o chestie care mie mi-a plăcut foarte mult, zice, nimeni nu poate produce nimic fără utilizarea pământului original, măcar ca loc pe care să stea. Mhm. Adică dacă tu vrei să muncești, să faci șaibe de 19, da? Tot stai într-un loc și locul ăla trebuie să fie măcar în măcar să ai permisiunea să-l folosești, pentru că na, tu faci șaibe de 19 la fabrica cuiva. Da, ocupă spațiu.